Subiectul legat de numele echipei de fotbal buzăiene a fost unul dintre cele mai dezbătute din lumea sportului local. Microbiștii au strâmbat din nas sau au ridicat din sprânceană astăvară atunci când fotbalul se desprindea de CSM Gloria, devenind FC Buzău, grație unei participațiuni comune a primăriei Consiliului Județean și a investitorului privat Campus TV. Numele Gloria Buzău nu a putut fi folosit din cauza unei dispute perene între municipalitate și lichidatorul judiciar care administrează fostul club de fotbal, astfel că Volens Nolens, actuala grupare, a trebuit să se înscrie în Liga Secundă sub o altă identitate. Între timp, apele s-au mai limpezit, primăria a câștigat în instanță dreptul de a se folosi de brandul roș-albastru, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca numele Gloria, protejat de altfel la OSIM de municipalitate, să poată fi folosit și de actualul club intitulat provizoriu FC Buzău. Cert este că metamorfoza se va întâmpla abia din sezonul viitor, pentru că regulile FRF nu permit schimbarea numelui unui club în timpul sezonului competițional. Nu putem folosi numele de Gloria, așa cum știți, echipa de fotbal Gloria Buzău a dat faliment. Noi, practic, am plecat atunci cu această idee și am plecat din Liga 4. Și am adus-o iată în Liga 2, practic, în fiecare an am promovat. Și a fost un lucru bun. Să ajungem aici și iată acum cu șanse de a juca în play-off. Eram în proces cu... Noi am protejat la OSIM numele de Gloria Buzău. Eram în proces cu lichidatorul judiciar de la firma veche, ca să spun. Așa, și la Înalta Curte acum s-a câștigat definitiv faptul că brandul de Gloria Buzău este al municipiului Buzău. Deci vom putea folosi din campionatul următor, când avem voie acum, să folosim numele de FC Gloria Buzău. Ceea ce era de așteptat pentru toată lumea, că am primit multe întrebări și multe jurături. Ce ai făcut, domnule, cu Gloria? N-am făcut noi. Sunt niște legi care trebuie să le respectăm. Nu puteam să riscăm că în situația în care pierdeam, vă dați seama. Noutăți vor fi și la SCM Gloria, clubul pendinte exclusiv de primărie. Edilul șef intenționează să propună Consiliului Local Municipal înființarea unei noi secții, Sportul pentru Toți. Activitatea noii structuri se va axa numai pe sportul amator, precum organizarea unor competiții destinate copiilor, adolescenților și nu numai, între cei care să încurajeze practicarea sportului în rândul cetățenilor obișnuiți. Atunci când am venit la Buzău, un coleg de-al dumneavoastră, așa mai cunoscut și acela campus, a spus, mi-a dat o poreclă, moartea sportului buzoian. Dar eu nu aveam nicio vină, de-abia venisem și nu puteai finanța pentru că arieratele atunci, adică plățile întârziate mai mari de 3 luni de zile, erau de 12 milioane de euro. Și am tras foarte tare atunci și am ajuns de la 12 milioane de euro să încheiem anul 2016 cu 2,7 milioane de euro. Excedent, nu se numește profit în zona asta bugetară, deficit și excedent, am încheiat cu excedent. Și în 2017 am luat decizia, așa cum știți, am înființat clubul ăsta Gloria Buzău cu 12 secții atunci, am rămas 9 acum și bineînțeles intenționez că, nu știu dacă mă întrebați treaba asta, dar vă spun eu avan la letră așa, intenționez să propun Consiliului Local să mai adăugăm o secție. Nu știu care va fi denumirea, dar esența este sportul pentru toți. Dincolo de o stimulare a sportului în rândul amatorilor, baza de selecție pentru diferite cluburi locale s-ar mări. Mai multe despre proiectele autorităților în ceea ce privește sportul buzoian în prima ediție din anul 2022 a emisiunii Ora de Sport, care va fi difuzată pe 1 ianuarie de la ora 17.